Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului, s-a născut în anul 1674 în ținutul transilvanean al Bistriței, în satul Gledin. S-a născut într-o familie preoțească și a primit la botez numele Petru. Părinții săi, preotul Iftimie și Ana Presbitera, l-au crescut și educat în valorile credinței creștine. A fost un tânăr cucernic și evlavios, optând încă din tinerețe pentru viața monastică. Contextul politic dificil din Transilvania îl determină să treacă munții și să se stabilească la Mănăstirea Neamț. Aici, la vârsta de 23 de ani, depune voturile monahale și primește numele de Pahomie. Va avea ascultare de paraclisier și pentru vrednicia sa a fost hirotonit preot. În anul 1702, atunci când egumenul Ioan a trecut la cele veșnice, deși foarte tânăr și împotriva voinții sale, Pahomie a fost ales să îl înlocuiască. În acea perioadă se făcuseră vestite numele și înălțimea duhovnicească ale Sfântului Dimitrie al Rostovului. Pahomie a ales să meargă să-l cunoască și să ia sfat duhovnicesc de la acesta. Gândul pe care îl avea era liniștirea sa în pusnicie, iar Sfântul Dimitrie l-a binecuvântat să facă acest lucru. Când s-a întors la Neamț, a spus părinților dorința sa duhovnicească, iar aceștia au îngăduit să renunțe la egumenie. Se retrage în pustie la poalele muntelui Chiriac și începe acolo, împreună cu alți câțiva ucenici, ceea ce avea să fie mai târziu schitul Pocrov. Bunul Dumnezeu a rânduit însă altă cale pentru Sfântul Pahomie. El a fost desemnat să fie episcop al Romanului în urma morții preasfințitului Lavrentie. A fost ridicat la demnitatea arhieriei în anul 1706, a păstorit cu vrednicie și dăruire eparhia vreme de peste 7 ani, la sfârșitul cărora se retrage revenind la muntele Chiriac, la mult iubita sa viață pusnicească. A zidit aici o biserică cu hramul Acoperământul sau Pocrovul Maicii Domnului. De la Sfântul Pahomie se păstrează în pomelnicul triptic al mănăstirii o rugăciune deosebit de frumoasă în care cere bunului Dumnezeu să păzească această sfântă biserică sub aripile milii și sfinției sale, să trimită oameni care îi plac lui Dumnezeu la acest sfânt loc, scrie Sfântul, buni, smeriți, învățați și credincioși. Sfântul Pahomie a trecut la Domnul în anul 1724. Sfintele sale moaște au stat o vreme în paraclisul Sfântului Ștefan de la Mănăstirea Pecerska, fiind aduse apoi la mănăstirea sa.